m-am simțit liber în București, în România, în drumul taberei. În timp ce scriam, ce scriam? Pentru că nu este adevărat că am scris doar pentru a trimite la Gallimard. Visul meu era să public acolo. Și mai, până în ultima clipă, chiar și în 77, am crezut că poate se întâmplă ceva și prind un moment în care să-mi public măcar o carte. Eu publicasem o singură cărțulie, de o broșurică de debut, și cu aceea rămăsesem.